Fostul președinte al României timp de 10 ani și candidat la europarlamentare, Traian Băsescu, spune că singura soluție pentru depășirea situației post-electorale actuale din Moldova este stabilirea priorităților pentru stat de către principalele forțe politice și nu prioritățile de partid. Într-o emisiune de la Postul TVO, președintele de onoare al Partidului Unității Naționale crede că, deși pare aproape imposibil, toate partidele ar trebui să se unească și să traseze 10 priorități ale țării noastre. Eu înțeleg foarte bine disputele dintre cele patru partide, că patru sunt, care au trecut pragul și au reprezentare în Parlament și se poate face ce s-a făcut și în România, ce se face și în alte țări. Ele sunt incompatibile pe fondul unor chestiuni de viziune. Dar Republica Moldova, dincolo de programele doctrinare ale partidelor, are niște nevoi. De ce nu pun pe o foaie 10 priorități ale Republicii Moldova și nu ale lor și să spună pe asta guvernăm până când s-or face noi alegeri sau astea sunt prioritățile Republicii? Băsescu mai spune că cele trei tabere, acum PD și PSRM, au promis lucruri care nu pot fi aplicate. După mine, și una și alta din taberele principale au promis prostii care nu se pot pune în aplicare, da? Unul promite Uniunea Statelor Independente, altul promite Uniunea Europeană și altul, Partidul Democrat vrea Moldova pentru el, știi? Ei spun că într-un an. Pentru el. Politicianul român spune că pentru deblocarea asistenței financiare promise de Uniunea Europeană este nevoie de formarea unui guvern. În opinia lui, este binevenit orice fel de guvern, chiar și un executiv minoritar care ar trece prin Parlament, doar să fie repusă țara în funcționare.